Bun găsit, dragi prieteni! O să discutăm astăzi despre izolare, despre cum putem gestiona într-un mod conștient și eficient izolarea. Alături de mine se află părintele profesor universitar dr. Ion Popescu, un invitat care a rămas și rămâne alături de noi în toate vremurile. Asta ne însemnând că vremurile de acum sunt neapărat complicate. Sunt vremuri în care cine vrea să înțeleagă mai mult din ceea ce se întâmplă în jurul, poate să o facă foarte bine. Părinte profesor, această temă chiar v-aș ruga să încercați să o abordați și dintr-o ușoară perspectivă psihologică, dar în mod deosebit din perspectiva noastră creștin-ortodoxă, pentru că izolarea de care vorbim și care a provocat și probabil că va mai provoca destul disconfort în următoarea perioadă, nu este neapărat o pedeapsă, nu este neapărat o situație din care nu putem ieși, ba din contră, poate fi o bună ocazie de a ne cunoaște mai mult, poate fi o bună ocazie de a avea o discuție cu noi pe care o tot amânăm și poate fi un bun moment de restart pentru a repune în justa-i valoare relația noastră cu Dumnezeu. Aș începe prin a face o distinție între spirit și psihic. Psihologia se ocupă cu psihicul uman, teologia cu spiritul. Este o ierarhie ontologică, metafizică, spune, spiritul absolut, o credința noastră, care este Dumnezeu, spiritul absolut, spiritul omului, psihicul uman și corporeitatea sau trupeitatea, cum spune Michel Ari în frânzul francez. Faptul că avem trup, avem cinci simțuri, ne intrăm în relație cu realitatea prin simțuri, le trăim empiric, material. Psihologia spune sucul cu psihicul uman. Credința, teologia, are ca obiect, să zic așa, spiritul. Psihicul înseamnă determinism, pentru că în psihicul uman suntem dependenți de percepții, de senzații, de relația noastră necontenită, chiar și stare trezvie și stare de somn cu lumea imanentă, da? Fie prin amintire, anamnesis, fie prin contacte directe, prin simțuri. Că psihicul nu ne conferă acea libertate care suntem năbușiți, actiați, aspirăm spre libertate. Spiritul înseamnă libertate, a fi în spirit sau a trăi în spirit înseamnă a fi liber. Și cine reușește să trăiască în spirit sau în duh, indiferent care poziția lui, ca să se facă spațiu și timp, e liber. Avem, domnul Benici, avem exemple foarte clare. Avem tradiția răsăriteană, ascetici și misiile săritene, avem zăvorâții, deci sihaștri care s-au zăvorit, da? În grote, în pește, rână, da? Adică au micșorat la maxim posibil contactul cu realitatea empirică, cu oamenii, cu mediul, da? Și contactele directe prin simțuri, vedere, auz, pipăit, miros, gust, da? S-au izolat, s-au auto-izolat, pentru că vorbeam de izolare, da? Conștient, pentru că au avut și au, că avem și astăzi, există și astăzi, da? Oamenii liberi în spiritul lor și în această stare de contemplație, pentru că starea de contemplație este starea spiritului. Este un modus vivendi al ființei umane care trăiește în duh sau în spirit. O ființă contemplativă. O ființă contemplativă care reușește
în stare de rugăciune, de contemplație, de extaz mistic, da? Să realize, să cunoască direct, nu neapărat rațional, nu neapărat discursiv, nu neapărat folosind mijloacele logice, fie clasice, fie moderne, polivalente, să aibă o intuiție directă, o cunoaștere nemijlocită, a rațiunii acestei lumi, a originii acestei lumi, a realității, și a sensului sau scopul lumii. Deci, cei care reușesc această stare sunt oameni liberi, pe care nu îi afectează izolarea, pentru că ei înșiși se autoizolează, da? În sensul că acolo dobândesc libertatea și în mod antinomic sau paradoxal spun, ei sunt mai aproape de lumea materială, sensibilă, de oameni, de lucruri, tot acest spectacol extraordinar, fascinant al frumuseții lumii văzute, da? Deși în izolare, ei sunt mai aproape decât oamenii cetății de realitățile lumii. Pentru că ei cuprind, ca să spun așa, cuprind în contemplația, rugăciunea lor, cuprind toată lumea, pentru că ei au înțeles foarte bine că misiunea omului este aceea de a transfigura, de a sfinți, de a binecuvânta, de a transfigura această lume. Pentru că din perspectiva teologiei înalte, nu există o opoziție, o separație ireductibilă între spirit și materie, nu. După credința noastră, după Sfânta Scriptură, după Sfânta Sfinților Părinți, materia este efect sau produs prin creația Spiritului Universal. Este distinție, dar nu opoziție, o separație. Lumea materială nu are nimic rău în ea. Nu. Și a văzut Dumnezeu că lumea este bună. Nu felul cum ne raportăm noi la lume. Cum o gestionăm noi. Cum o gestionăm și cum ne raportăm noi. Da. Cum... Deci lumea trebuie, lumea materială sau natura, să spunem așa, generic, este copleșită de spirit și absorbită de spirit. Este spiritualizată, este înăbușită, da? Este absorbită, pentru că spiritul o aduce la existență, el o absoarbe, o înăbușă și o absoarbe, nu ca să o neantizeze, ci ca să o sfințească, să o transfigureze, adică să o aducă maxima apropiere de spirit. Deci, din acest punct de vedere, separarea, eu aș numi o autoseparare, angoasa aceasta pe care o trăiește lumea contemporană și este universală, globală, ca să spun așa, mondială, cred eu că își are cauza la această confuzie între psihic și spirit. Ideologii, mari specialiști în psihologie, știu aceste lucruri, știu foarte bine, știu că dar Mitter, chestiune foarte veche, da, și o privesc și etimologic. Diavol înseamnă a separa, simbol înseamnă a uni. A separa pe oameni, pe indivizi, să zicem, persoane umane, a le separa, oameni care n-au această profunzime spirituală, această posibilitate să se adăpostească, să plonjeze în profunzimea ființei, acolo unde spiritul așteaptă să fie trezit, să fie chemat în el, da? Sigur, atunci separarea poate să creeze mult stres, probleme psihice, da? Traumatisme de tot felul. Am văzut de dimineață la televizor pe Antena 3 Pitești că foarte multe familii acum din Argeș au avut conflicte familiale. Sunt deja date statistice și avertizări la nivel european că principala problemă a noastră în această desfășurare pandemică este izolarea, care generează destul de multe probleme la nivel psihic, da, și comportamental, pe cale de consecință. Noi vom avea mai multe îmbolnăviri de natură psihică decât rezultatul final al acestei pandemii, care va fi când va fi. Esența filozofică acestor conflicte, după o minimă părere, este faptul că omul se vrea într-un permanent contact cu realitatea empirică, cu lumea
materială, tot ce a procurea, plăceri, senzații, tot felul, distracții, diversitate, pentru că un om care este preocupat, ce preocuparea cu materia, spunea un filozof occidental, este preocuparea cu nimicul. Omul nu poate, omul psihic, să-l numesc așa, psihic și nu omul spiritual, da? Nu suportă monotonia, pentru că el fiind ancorat, fiind prinsat non-stop prin simțuri, prin gândirea lui, prin propensiunea lui spre lumea materială, tot ce oferă ea. Sigur că ea oferă foarte multe lucruri în suprafața ei. Ea este exact ca lada cu șerpi din povestea cu fata moșu și fata babei. Adică arată frumos pe din afară, interior colcăie șerpii, adică are și ascunzișuri periculoase, malefice pentru ființa umană. Depinde. În suprafața ei, strălucitoare, aparent frumoasă, ea are și abisuri care poate să ducă la dezastre. Deci, omul care nu e ancorat în spirit, sigur că boala de care sufăr va fi monotonia. Monotonia duce la depresie. Pentru că e lipsa de diversitate, lipsa de contacte cu realitatea empirică, cu natura, toate formele ei, cu persoane umane, cu orice. Cu orice, absolut orice. Atunci, așezarea într-o situație monotonă, o relație, exact ca acul unui patefon stricat, da? Care se învârte pe aceeași fragment de melodie, ca din muzică se transformă în zgomot, da? Un zgomot, și asta creează un disconfort mental, duce la depresie, duce la enervare. Da, există oamenii care sunt în spirit, întrucât orice ființă umană se află într-un apofatism total. Adică nimeni nu poate să cunoască pe celălalt. Persoane nu poate fi cunoscută fără rest. Nu există așa ceva. Fiecare persoană are o adâncime, o profunzime de necunoscut. Dacă într-o relație de familie, fiecare membru familiei este preocupat să găsească noi și noi profunzim, noi și noi sensuri în ființa de lângă el, n-ar avea cum să se plictisească. Dacă și ființa respectivă încearcă și ea la rândul ei să deschidă în comuniunea cu celălalt, fiecare persoană umană este o noutate absolut nouă, ca să-mi explic tautologic. Adică persoana umană este un mister. Mister păstrat sub libertatea proprie. Eu pentru mine însuși sunt un mister, o taină. Cum spunea Socrate, gnote se aftor, cunoaște pe tine însuți. Avem o datorie, datoria aceasta de a ne cunoaște, până la pătrunde în prânzătă ale ființei noastre, dar nu ne putem cunoaște în izolare, decât din celălalt. Noi ar trebui să venim aici, că faptul că putem să conviețuim cu o persoană sau multe persoane în familie, acesta este totul. E totul, pentru că avem subiecte umane pe care trebuie să le cunoaștem. Și putem vedea și invers aici. Cunoscându-le pe ele, mă cunosc pe mine. Mă ajut în propria cunoaștere. Deci, nu comunicarea prin internet. Nu, asta este pistă falsă. Nu contactele, nu socializarea pe internet și alte mijloace. Nu. Alea au alt scop și altă țintă. Au utilitatea lor, ne feresc de contacte, de pericole acestei pandemii, dar în spatele așa zise protecții, ca să zic așa, sanitare, medicale, există alte rațiuni. Rațiunea de aceea de a se ști tot spre noi, orice mișcare, orice... Mă duc aminte, domnul guvernator Mugur Isărescu spunea că într-o conferință ținută la Universitatea din Pitești, că peste câțiva ani de zile vor dispărea banii. Banii vor fi niște impulsuri electronice. Deci, oamenii nu vor mai avea posibilitatea să ascundă sub saltea sau la ciorap bani, tot. Cineva va ști orice tranzacție fac eu. Dacă cumpăr cu goașe cu undă, trebuie să o cumpăr, înveți că suntem biciuiți. Eu primesc telefoane non-stop să mă racordez și nu plătesc, eu nu să plătesc facturile mele, așa, clasic. Cât mai pot să rezist la chestia asta? Adică, cineva trebuie să știe că am cheltuit un leu pentru o gogoașă. Da. Deci, sunt alte scopuri. Dar ar trebui să o punem în rezistență, să încercăm să urcăm pe scara aceasta care duce la viața spirituală. Pentru că altfel, și foarte, cer scuze că vă întrerup, suntem într-o situație în care cineva ne izolează
Noi ne realizând lucrul ăsta, vorbim despre spațiul virtual în care noi suntem izolați. Noi nu mai avem contact cu lumea reală. Noi credem că suntem într-o relație cu o lume mult mai diversă și vastă, însă, în esență, suntem prinși pe un scaun, mintea noastră este focusată în fața unui ecran, conversăm cu diverse persoane și trăim, repet, doar cu senzația că suntem într-o lume mult mai liberă decât cea de lângă noi, care, slavă Domnului, încă o putem recunoaște chiar și pipăind-o. Care merg împotriva acestei izolări, care este, în părerea mea, pernicioasă pentru ființa umană, mai ales pentru omul obișnuit, omul normal, omul natural. Oamenii sunt pe diferite nivele de cunoaștere, da? Anumite cogniții sau... Este rugăciunea. Este rugăciunea. Dacă vrem să fim, nu neapărat, sigur că putem să accesăm în acest spațiu virtual, pe Skype, în telefon, pe internet, sigur putem. Mai degrabă, ar trebui să comunicăm prin rugăciune, prin gând. Adică cu semenii noștri. Și ajungem la întrebarea de la început. Cum gestionăm izolarea? O putem gestiona prin interiorizarea și sfințirea, sanctificarea, ca să zic așa, izolării. Adică dintr-un prejudiciu se transformă într-un beneficiu. Adică cineva ne poate ajuta pe noi și chiar ne ajută, ne îmbii la rugăciune, la contemplație, la meditație și la o interiorizare a gândirii noastre, a atitudinii noastre, a mentalității, a raportului cu lumea. Ei, acești mari psihologi care orchestrează, pentru că e limpede acest lucru, speră să nu se descopere faptul că vor să ne facă un mare beneficiu. Adică vor să întindă mâna, să îndemne pe oameni la contemplație, la rugăciune. Adică să-i facă ca ei să progreseze din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc. Asta este scopul vieții umane. Numai că... Și singur. Numai că noi trebuie... Și acesta e rolul bisericii. Domnul, asta este rolul bisericii, rolul preotului, teologului. Adică să provăduim lumii ceea ce avem noi, bogăția imensă pe care noi, tradiția ortodoxă, creștină, răsăriteană, o avem. Numai că trebuie să o aplicăm. O avem. Adică izolarea nu trebuie să ne sperie niciun fel. Noi trebuie, din potrivă, izolați fiind, sigur, ne supunem cezarului, că așa a spus și Iisus, stați cezarului, cea cezarului, nu zicea lui Dumnezeu, sigur, și Apostolul Pavel, spuneți-vă stăpânii. Da, ok, le spunem să rămână, vă mulțumim, chiar ne ajutați, vai, ce drăguț sunteți, pentru că ne ajutați să ne rugăm mai mult, să devenim contemplativi, să ne gândim la originea noastră, cele mari trei întrebări, de unde vin, cine sunt și cu totul mă îndrept. Care au răspuns. Numai într-o viață duhovnicească autentică, într-o viață spirituală și atunci nu numai că omul nu se va îmbolnăvi psihic, nu avea probleme psihice, ci din potrivă, va înflori dacă, deci cu o condiție, dacă se va raporta duhovnicește la lume. Pentru că Apostolul Pavel spune foarte clar în Epistola către Corinteni, că omul duhovnicesc judecă, toate se judecă duhovnicește. Omul duhovnicesc judecă pe semnii săi, pe nimeni, pentru că înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu despre care vorbim, da, se judecă numai duhovnicește. Adică trebuie o raportare duhovnicească la lume. Adică la materie și ce înseamnă ea. La profit, la avantaje materiale, la știu eu ce, la excursii. Uitați-vă, și noastră, că lumea, eu am o suferință a mea când văd că oamenii nu stau locului. Deci nu stau locului. Adică această propensiune a omului de a se plimba, de a călători, de a ținut ce nu știu, de a face vacanțe peste tot, asta trădează ce tocmai o frustrare, tocmai o împlinire. Cum spuneam bătrânii, stai locului, așează-te. Adică arată că oamenii nu sunt așezați. Ori acum, în aceste vazi libertate care au avut-o până acum, iată, dintr-o dată, ei sunt privați de această posibilitate de a expansiona la modul fizic, cu avioane, cu mașini, cu știu unde, până și creștinii noștri
nu stau locuri. Se plimbă sub umbrela pelerinajului. De fapt, acolo sunt niște excursii religioase. Excursii. Pentru că nu te duci în grupuri mari să vizitezi. Adică mănăstirile nu sunt muzee. Au vrut ateiștii, comuniștii, au vrut să transforme biserici și mănăstirile în muzee. Ne plimbăm, trebuie să facem o distinție clară între artă și religie. Între artă și religie. Artă e o creație. Arta poate să fie mimetică, naturalistă, naturală, sau poate să fie creativă. Arta nu se supune unor canoane. Arta modernă, a fost modernă. Arta, de exemplu, bine, acum în minte, că unii spun că domnul nu este spirit. Păi dacă nu este viața spirituală, înseamnă că arta nu există. Pentru că arta se naște în spiritul omului. Arta creativă, arta care nu copiază natura. Este ea, se o creație a spiritului. A spiritului. Evident. A spiritului, a gândirii umane. Da, de ce spuneam? Că oamenii noi ar trebui să înțelegem că trebuie să ne așezăm. Trebuie să ne așezăm în pure mental, da? Și fizic. Și dacă se mizează, și se mizează, domnul Menici, pe schizofrenia pe care o poate genera separarea fizică, se mizează, da? Psihologii pe asta mizează, da? Anumiți psihologi, creștinul, omul adevărat, creștinul confucius, poate să compenseze asta și să învingă această izolare fizică, care se vrea socială, printr-o comunie socială, cu mijloacele proprii vieții duhovnicești, adică prin rugăciune, contemplație, gândul la celălalt. Păi dacă e posibil să avem o comuniune, și avem o comuniune, și ne testează Sfânta Scriptură, în parabola bogatului milostiv săracul Lazar, comuniunea dintre biserica triumfătoare, și, da, săracul Lazar, care era în sânul Avram, și bogatul milostiv în iad, da. Și roagă să-l trimită pe acasă, că mare și frații. El știe de acolo, din starea de suferință, că frații lui trăiesc o viață inautentică și vor ajunge tot în suferință. Deci dacă e o comuniune și o comunicare a noastră, da? Dincolo de barierile fizice, adică din transcendența lui Dumnezeu, da? Cu atât mai mult este comunicare între noi, între mințele noastre. Sigur că la o atentă cercetare ar veni și ar spune cineva, dom'le, eu nu cred în aceste experiențe, nu sunt valabile, nu sunt valide. Mai că aceste sunt foarte multe lucruri care nu pot fi demonstrate. Da? Foarte multe. Și în știință, și în arte, și în tot. Asta înseamnă că ele nu există. Deci, viața de o conversă spirituală, proba de foc adevărului este experiența. Și știm acest lucru de experiențele și mărturisele tuturor marilor mistici ai marilor tradiții, fie în budism, fie hinduism, fie în islam, fie în creștinism, da, mari mistici, fie în filozofia păgână, în greacă, toți mărturisesc, ca și apostolul Pavel anumite, că starea naturală a omului este extazul mistic. Acolo este acasă, în patrie, nu aici. Și tot au deplâns decăderea, adică revenirea în seara aceasta, al unui prozaic, care există în categorii spațiotemporale, cu limitele ei, nu? Deci, iată, un mistic care a avut o experiență, nu are nevoie de dovezi. El nu are nevoie să-i demonstreze cineva matematic sau logic că există viața spirituală, că există spirit, că există Dumnezeu. Nu. El, faptul că cineva nu-l crede, asta e o altă poveste, asta e o altă problemă. Dar adevărul, proba de foc, adevărul este experiența personală, experiența proprie. Care este la îndemâna oricui. Care este la îndemâna oricui, cu o singură condiție. Să aibă chemare, să aibă chemare pentru asta, prin libertatea lui și el să dorească să participe, da, da, și să guste, să preguste, sigur, etapizat, după posibilitățile fiecărulea, anumite stări și ele vin, domnul Menici. Cine se roagă mult, este imposibil să nu aibă această, cum să spun eu, conștiență și apoi conștiința faptului că spiritul este superior materiei și că aceasta este ordinea, relația dintre spirit și materie, noi trebuie să accesăm la spirit. Deci, concluzie, noi trebuie să vedem, eu personal, eu așa văd, un avantaj extraordinar prin faptul că omul și să facă din această izolare, care este o poruncă, este, să zic așa, este o exigență a lumii de astăzi, să zicem, obiectivă. Da?
să o obiectiveze, să o asimileze și să o transforme într-un spațiu așa spiritual, de contemplație, de rugăciune, de așezare duhovnicească, și atunci nimeni nu va avea niciun fel de tulburare, nimeni nu va avea, rămânând sănătos trupește, da, fizic, te dezvolți și sufletește și capeți o anumită așezare și o anumită liniște, o anumită liniște duhovnicească, care nu afectează creierul niciun fel, nu afectează inima și, din potrivă, poți să fii folositor și celorlalți, din familie și celorlalți cu care intri, pentru că sunt ființe sociale, poți să spun Aristotel, antropozon, politicon, estino, este o ființă socială. Adică este o ființă socială. Deci, a desocializa ființa umană este a o distruge, o dinamită, a o denatura. O să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim. Sigur că da.